să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a devenit Regele nostru, a devenit Domnul nostru, Cel cu care noi ne-am întâlnit, Cel care a schimbat viețile noastre. Și în această seară, la această sărbătoare a nașterii Domnului, vrem să ne bucurăm cu toții împreună, pentru că Iisus Hristos este Domnul în viața noastră. Haideți să lăsăm cuvântul Domnului să vorbească, să citim Luca capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 20, după care vom înainta în rugăciune și vom mulțumi Domnului pentru o casă care ne-a dat-o să stăm împreună, să ne bucurăm împreună, iar apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste seara aceasta. Luca, așadar, capitolul 2, să citim de la versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria logonica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să se nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o esle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci va fi o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce li s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind, lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau tocmai cum li se spusese. Amin. Haideți să închidem ochii noștri și cu toții comun lăudăm numele Domnului și apoi cerem binecuvântarea Lui la sfârșitul rugăciunii prin fratele Călin Peșeră. Te lăudăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru că în această seară ne-ai adunat în locul acesta, în casa ta de rugăciune, să ne bucurăm înaintea ta. Îți mulțumim că în această zi ne-ai purtat de grijă. Amin. Și suntem înaintea ta, lăudat să fie numele tău. Ca în această seară să sărbătorim acea zi minunată, Doamne, când ai venit pe acest pământ și te-ai născut într-o iesle, ca să ne aduci pace și bucurie și mântuire. Lăuda să-ți fie numele Tău. Și mă rog, Dumnezeule, în numele Lui Iisus Hristos, ca în seara aceasta bucuria Ta să inunde inimile noastre, să înălțăm numele Tău prin cântare, prin rugăciune, prin propovăduirea cuvântului Tău, ca să fie numele Tău. Este o seară minunată, Doamne, în care vrem să ne aducem aminte din toată inima, Iisus, că Tu te-ai născut acum azi 2000 de ani, să ne aduci bucurie și mântuire. Glorie Ție, Iisus! Binecuvântat să fie numele Tău! Ești vrednic de toată lauda, cinstea și gloria! Suntem aici, Iisus, pentru că Tu te-ai născut. Dacă nu te nășteai, Iisuse, noi nu eram aici. Și vrem ca în seara aceasta inima noastră să-ți o predăm Ție, Doamne.
Și atâta timp cât vom sta în casa ta de rugăciune, sufletul nostru să fie îndreptat spre tine și să te lăudăm și să te glorificăm. Glorie ție, Iisus Hristos! Lăudat să fie în mare tău! Pacea ta să fie peste adunare! Duhul Sfânt, ungerea Duhului Sfânt să fie peste fiecare suflet și împreună să ne bucurăm în prezența ta, Tatăl din Cerul. Ești aici prin Duhul Sfânt, lăudat să fie și sufletul meu te laudă, Iisuse, că sunt în casa ta și pot să te laud și pot să-ți mulțumesc că te-ai născut pe acest pământ să mă mântuiești și să ne mântuiești pe fiecare. Glorie ție, Iisus! Armonia Duhului tău să fie între noi și pacea ta să fie aici în adunare. Amin. Amin. Hai să reocupăm locurile. Am vrea să vă salutăm pe toți acei care ați ales Biserica Maranata, locul unde să lucrați pe Dumnezeu de seara aceasta. Ne rugăm Domnului și pentru cei ce au plecat în România, Dumnezeu să le dea sărbători frumoase, binecuvântate cu cei dragi acasă, nouă aici, lor acolo. Ne pregătim să cântăm două colinzi, una după alta, să colindăm și, nu știu, frate Ștefan, dacă e posibil, avem și copilașii aici să colindăm împreună. Au program? Ok, dacă au program, atunci îi lăsăm acolo. În timpul acestei colinzi, acestor două colinzi, vă rugăm să ne trimiteți biletele, cei care doriți să slujiți în seara aceasta, ca să știm să ne organizăm în funcție de cele de dumneavoastră. Iar după aceste două colinzi, rugăm pe fratele Corjuc să se pregătească și să ne aducă un gând, după care vom face următoarea rugăciune. În Betleem azi e o mare lumină. Hristos se naște, Domnul coboară, îngeri cântă magii la Domnul.
Vestea bună îngerii au adus. Vestea bună la noi a ajuns. Să vină în lumea noastră, îi mulțumim că a acceptat să moară pentru noi, îi mulțumim că ne-a mântuit în jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie un om.
Să știți că izraeliții l-au așteptat. L-au așteptat, dar atunci când a venit, nu l-au primit. Și mai sunt și astăzi că izraeliții care l-așteaptă să vină Mesia, El a venit. El a venit, lucrarea Lui, misiunea și-a dus-o la îndeplinire, ne-a răscumpărat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru Biserica din Udine și pentru toate bisericile de pe planetă. Binecuvântat să-i fie nou. Doresc ca în seara aceasta Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc ca în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie acel care să trezească inimile noastre și fiecare la rândul nostru să înțelegem că Hristos este viu în veci vecilor. Și că Hristos este Mântuitorul sufletelor noastre. Dorim să facem o rugăciune și în această rugăciune dorința mea este să ne rugăm pentru ungerea Duhului Sfânt. E nevoie. Să știți că ungerea Duhului Sfânt este cea care ne face să simțim prezența lui Dumnezeu. Este cea care înviorează inimile noastre. Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere, putere de rugăciune, putere la cântare și în orice lucru, Duhul Sfânt este totul în toți binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să facem o rugăciune în sensul acesta ca Dumnezeu să binecuvinteze cântăreții, Dumnezeu să binecuvinteze tinerii, bătrânii, Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii care vor sluji în seara aceasta, Dumnezeu să-și lase puterea sa divină peste noi și Duhul Sfânt să ne unească. Să fim una. Și dacă vom fi una, toate lucrurile vor decurge în mod normal, pentru că călăuzirea va fi de sus. Și când călăuzește Cel de sus, toate lucrurile decurg în mod normal. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și cu toți în comun să ne rugăm ca Dumnezeu să unească Biserica în Duhul Sfânt, Dumnezeu să ne umple pe toți de Duhul Sfânt. Și chiar cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt, vreau să vă spun că ei și noi toți, chiar dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt, noi avem nevoie să ne rugăm în fiecare zi ca Dumnezeu să ne umple în continuare cu puterea Duhului Sfânt. Amin. Ne rugăm Domnul. Ungerea ta, Dumnezeu, 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 Ungerea ta, Doamne, Dumnezeu, este necășară, Doamne, Dumnezeu, Dumnezeu, mai ales în nevoie, Doamne, Dumnezeu, de ungerea ta divină, Doamne, care pătrunde, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, ne face să sperăm slava. Doamne, ungerea ta, Doamne, Dumnezeu, de ungerea ta, sufletul Dumnezeu, de cea, Doamne, Doamne, să respirăm aerul Sfânt, Doamne, vreți, Doamne, să stăm înaintea ta, Doamne, să auziți ungerea ta, Doamne, Dumnezeu, să auziți de tine, Doamne, Dumnezeu, Dumnezeu, care sunt Doamne, Dumnezeu, să vină cu misterii, Doamne, atunci când vină cu Doamne, Dumnezeu, cu puterea ta divină, Dumnezeu, noi putem să venim, Doamne, sincer înaintea ta, Doamne, noi putem să ne deschidem gura, Doamne, putem, Doamne, inima, Dumnezeu, să ne adresăm ție, Dumnezeu, slăvit să fie binecuvântat la aceste bune Dumnezeu. Doamne Iisus, la inima ta, Doamne, îți mulțumesc, Creatorule, Doamne, pentru că Tu ai coborât din cerul, Dumnezeu, pentru că Tu ai coborât. Iată, Doamne, noi să vorbim anul cu această trecătoare, Doamne. Noi să vrem, Doamne, să mai cobor din cerul zilea Ta, Doamne, pentru că Tu ai coborât. Rugăm la să umple de Tu Duhul Sfânt, Doamne, Tu ești un Dumnezeu măresc, Tu Dumnezeu, Creatorul Dumnezeu, Tu ești cu mine, de aceea nu credeți pe mine, Dumnezeu, ca nimica ta și rău. Doamne, ungere, Dumnezeu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care a fost Doamne. Doamne, Dumnezeu, nu știu că Tu ești un Dumnezeu care nu trebuie să amente, Doamne. Sfântele Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne, care a plătit în trejul păcat, Doamne, paharul, care era în ar, Doamne, Dumnezeu, la Tău, iar, Doamne, în numele Lui, dinaintea Tău, ca în seara aceasta, Doamne, să simțim prezența Ta, Doamne, Dumnezeu, 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 Doamne, Dumnezeu,
Am văzut până de ce așa o părează ce iubire noi, Dumnezeule? Pentru că tu dacă ai îndurit pe cel rău, Doamne, să fie așa ca rău, Doamne. Pe cel rău, ai părmul să ieși vrem, Doamne. Reata divină să fie așa ca rău. Vrem, Doamne, să fie așa ca rău. Ne vorbească de primul tău, Doamne, să fie așa ca rău. Nu, Doamne, că tu să-l urmă, Doamne, să fie așa ca rău. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Sigur că ne-am fi dorit ca fratele Cojuc să ne aducă un gând mai lung despre nașul Iisus de aici din față. Vreau să-L ales o motivație scurtă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și uite aceste cuvinte și gânduri. Haideți să ascultăm în continuare o colindă. O colindă cu toți împreună. Apoi avem trei copilași care doresc să laude pe Dumnezeu cu o poezie. Și în urmă, fratele Nathan a pregătit o cântare. Veste bună din cer, îngeri au adus, s-a născut al lumii Salvator. Aleluia, Emanuel. Por pois a
născut. S-a născut în Betleem, Mesia, aleluia, Emanuel. S-a născut în Betleem, Mesia, aleluia, Emanuel. Perché sono nata? Sono nata nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso. Sono nato povero, dice Dio, perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza. Sono nato in una stalla, dice Dio, perché tu capisca che sono alla portata di tutti. Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me. Perché tu non dubiti mai del mio amore. Sono nato di notte, dice Dio, perché tu non devi vergognarti, perché tu possa illuminare qualsiasi realtà. Sono nato persona, dice Dio, perché tu non devi vergognarti di essere te stesso. Sono nato uomo, dice Dio, perché tu possa essere Dio. Sono nato perseguitato, dice Dio, perché tu sappia accettare le difficoltà per amor mio. Sono nato nella semplicità, dice Dio, perché tu smetta di essere complicato. Sono nato come un bimbo, dice Dio, perché tu impari ad essere semplice come i fanciulli. Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti nella casa del Padre. Slăviți să fie Domnul. Vreau să laud pe Dumnezeul care a venit acum 2000 de ani pentru mine și mi-a dat dreptul să mă declar și m-a declarat copilul lui. Cântarea se intitulează Noapte de Crăciun. Preasfințită e, cu lumini strălucitoare bucurii veste, căci la Betleem s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din cerul Duhul Sfânt. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este.
în mare, în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bun în voile. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este în mare, în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-n voile. Dânt și tăgălaș, dulce copilaș, ne-a adus din cer lumina, dragoste și har. Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump, Fiul lui răscumpărare pe pământ. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-n voie. S-a născut Iisus, pace pe adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-n voie. Magi îl cinstesc pe Fiul ceresc, păstorii de muchiază cu dragul trimesc. Cinstește-l și tu în viața ta, cu credință și iubire nu uita. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-n voie. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-n voie. Amin. Să ascultăm în continuare grupul de laudă, laudând pe Dumnezeu cu o colindă. Apoi avem o avem pe Elisa, Ilaria și Romina, laudând pe Dumnezeu. Și apoi sora Alina se pregătește să laude pe Domnul. Sigur că copilașii au un program foarte încărcat, însă nu în seara aceasta, mâine seara. Așa că ne pun răbdarea la încercare. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Grupul de laudă.
Dacă te-am luat pe nepregătite, te ajută în noi, te ajută.
această sală. Deci grupul de laudă și apoi o colindă veche. Este întunecoasă, s-a născut Mesia, dar sunt promis de Dumnezeu.
sé. Haideți să ne ridicăm în picioare și să colindăm această colindă. Că nu știu despre care este vorba, însă sunt convins că are un mesaj frumos. Ce spune colinda, frate Benjamin? Îngerii din ceruri cântă. Te auzim și fără microfon, frate Benjamin. Asta e problema.
crești și să intrăm într-o rugăciune, o rugăciune în care să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul său și fie ca cuvântul Dumnezeu să aibă impact în inima noastră. Ne rugăm cu toții pe mine. Ceară Ungerul Dumnezeu peste mine, să pot să vestesc cuvântul său. Dar Îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Aleluia! Doamne Dumnezeu, îți mulțumim frumos că suntem aici. Aleluia! Putem, Doamne Dumnezeu, să ne bucurăm de nașterea Ta. Aleluia. Putem, Doamne Dumnezeu, să ne bucurăm de iubirea Ta, Doamne Dumnezeu. Noi suntem aici, Doamne Dumnezeule, datorită Ție. Datorită faptului că Tu, Doamne, ai hotărât, Dumnezeule, și ai acceptat să vin lumea noastră, Dumnezeule, să ne ridici, Doamne, de sub robia păcatului, Dumnezeule, și să ne ridici sus în slavă, Doamne. Astăzi stăm față în față cu Tine, Dumnezeule. Stăm în fața cuvântului Tău, Dumnezeule, și te rugăm, sfințește-ți poporul. Te rugăm, sfințește-ți robul Tău pe care ai hotărât să ne vorbești. Doamne, suntem aici, Dumnezeule, înaintea sfințeniei Tale, Dumnezeule. Am cerut ungerea Ta la rugăciune și mai cer din nou. Cer, Dumnezeule, ungerea Ta peste robul Tău, Daniel, Dumnezeule. În această seară vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să-L călăuzească, Dumnezeule. Vrem vocea Ta să o auzim, Dumnezeule. Vrem, Doamne, Dumnezeule, ca Tu să ne glăsuiești, Dumnezeule. Pentru că Tu ești Dumnezeu și știm că Tu vrei să o faci, Doamne. Iar nouă Te rugăm, deschide-ne inima, Dumnezeule. Deschide-ne mintea noastră, Doamne. Luminează-ne Tu prin puterea Sfântă a Duhului Tău, Doamne. Vrem să înțelegem cuvântul Tău, Doamne, că mai apoi să putem să-L împlinim tot prin ajutorul Tău, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne asculți și Te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Am primit un mesaj de la fratele Cristian din România. Fratele nostru care s-a dus să facă sărbători acolo și m-a uimit așa mesajul. Mi-a plăcut, practic, mi-a căzut bine. Ce fac, Daniel, să sărbătorim această naștere a Domnului, nu în tradiții, ci să-L avem pe Iisus în inima noastră. Glorie lui Dumnezeu! Întrebarea care vreau să ne punem în această seară este următoarea. Ce ne aduce sărbătoarea nașterii Domnului? Frații au început de săptămâna trecută să tot amintească, să aducă motive înaintea dumneavoastră. Frumusețe extraordinare, divine, cerești.
ceea ce ne aduce această sărbătoare, ce ne aduce nașterea lui Iisus Hristos. Foarte mulți privesc formele uitând conținutul. Și foarte mulți se împiedică forme. Asta este importantă esența. Și fie ca Dumnezeu să lucreze la inima noastră și la mintea noastră. Și această seară să lăsăm toate preocupările noastre de după program. Știu că v-ați organizat pe familii, pe neamuri, pe prieteni și așa mai departe. Ați pregătit cei mai buni, așa-i, surorilor? Hai să lăsăm deoparte. N-a rămas nimic în cuptor, așa-i? Tot-i afară, pregătit, la frigider. Foarte bine. Haideți să ne gândim la conținut, să ne gândim la esență, să ne gândim la Iisus care s-a născut într-o iesle. Slăvit să fie El în seara aceasta. Sigur că în momentul în care creștinii sărbătoresc această naștere a Domnului, sărbătoresc Crăciunul și nu dau importanță esenței și nu dau greutate și valoare esenței, sigur că Iisus este supărat. Degeaba încercăm să ne îmbrăcăm frumos, să gătim bine, să facem vacanțe speciale, așa cum fac și italienii în această perioadă, degeaba ne facem cadouri speciale, dacă uităm esența. Iisus Hristos, efectiv, îl deranjează. Și în Matei, uitați-vă, citim din Cuvântul Domnului, Matei, capitolul 15, citim versetul 8, spune Iisus Hristos, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Nu-i place Domnului Iisus Hristos atunci când se dă valoare formelor și se uită conținutul. Și versetul 11 spune, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Deci are treaba Iisus cu partea lăuntrică. Fie numele Său lăudat și binecuvântat în această seară. I-am dat trei gânduri pentru seara aceasta. Ce ne aduce sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului? Știți, noi împărțim predicile noastre pe puncte. De ce le împărțim așa? Ca să fie mai ușor pentru dumneavoastră și mai ușor pentru noi. Să reușim să mâncăm câte puțin din fiecare. Ce spuneți dumneavoastră dacă soțiile dumneavoastră la masă vi le-ar pune toate amestecate? Sigur că se duc în aceeași magazin când începem să mâncăm din ele, da? Acolo se duc, da? E mai bine când mâncăm felul întâi, câte puțin din întâi, din a doilea și din a treilea și uite că putem să zicem că am mâncat destul de bine. Așa încercăm și noi să facem. Nu știu în ce măsură reușim. Nu că ar fi greșit dacă nu le separăm. Încercăm să separăm așa pe gânduri, pe puncte, ca să reușim să prindem. Sigur că unii sunt foarte capabili, au o memorie deosebită și reușesc să prindă toate lucrurile, să cuprindă, să le înțeleagă. Alții suntem mai puțin capabili și le prindem așa mai pe separeuri. Primul gând care am notat în această seară, fraților, la răspunsând la această întrebare, ce ne aduce sărbătoarea Crăciunului, este... Sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului. La, nu vă predicați în forme, că chiar așa am început în seara aceasta. Că spun Crăciun sau că spun nașterea Domnului. Voi trebuie să știți că noi sărbătorim pe Iisus. Amin? Amin. Ok. Deci, bucuria Harului Divin. Primul gând care mi-am notat în această seară. Ce ne aduce sărbătoarea nașterii Domnului? Bucuria Harului Divin. Și haideți să explicăm puțin acest gând. În primul rând, noi știm ce înseamnă Harul Divin. Deci noi dacă vrem să dăm o definiție, Harul Divin, noi știm că Har Divin înseamnă grație divină. Înseamnă dar nemeritat, înseamnă favoare nemeritată. Și când spunem favoare nemeritată, ne gândim imediat la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Când folosim cuvântul Har, noi nu-l folosim oriunde. Ce Har mi-a dat Dumnezeu aseară, poate să zică un tânăr, că am tras un șut și am făcut un gol special, spectaculos. Nu poți să folosești cuvântul acesta acolo. Harul îl folosești când vorbești despre lucruri extraordinare, despre lucruri cerești, despre lucruri divine. Deci Harul Divin este o favoare pe care o face cerul pentru tine și pentru mine. Și când spun favoare, automat pun cuvântul nemeritată lângă această favoare. Gândiți-vă la faptul că noi toți meritam, împreună cu mine, da, primul sunt eu, meritam crucea, meritam răstignirea, meritam să murim. Și Iisus Hristos spune, eu vreau să vin să mor pentru voi, ca voi să nu mai muriți, ca voi să nu mai plătiți păcatul, vreau să plătesc eu.
cerul se deschide, coboară Iisus și spune, vă dau un dar, o favoare, vă fac o favoare nemeritată, nu mai plătiți voi, plătesc eu, grațiere, slăvit să fie Dumnezeu. Întrebarea care mi-am pus-o și trebuie să ne opunem și putem să ne opunem, e legitimă întrebarea aceasta, oare de ce Tată Dumnezeu n-a deschis cerul și nu l-a trimis pe Iisus Hristos într-o altă perioadă decât aceea de 4.000 de ani aproximativ de la Adam? De ce Dumnezeu l-a trimis pe Iisus după 4.000 de la Adam și nu la 1.500 de ani pe vremea lui Noe? Cita fratele Onică duminică seara din Scriptură, din Geneza, capitolul 6, și spunea că Dumnezeu s-a supărat tare pe oameni pentru că toate întocmirile gândurilor omului erau îndreptate numai spre rău. Omul îndreptat cu mintea, cu gândul, cu inima, numai spre rău. Stricăciunea oamenilor teribilă și Dumnezeu a zis, vreau să nimicesc poporul, vreau să nimicesc pe toată lumea. Și știți că a venit potopul. Dar de ce în loc de potop Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său într-o perioadă în care poporul era răzvrătit, era rău, să mântuiască în acea vreme, după 1500 de ani? Sau de ce Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus pe vremea lui Avram și Lot? Știm că Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora. Stricăciunea oamenilor a fost teribilă. Pe vremea lui Avram și Lot au trecut 2000 de ani de la Adam. De ce nu l-a trimis pe Iisus Hristos după 2000 de ani? De ce a așteptat până la 4000 de ani? Fraților, avem un răspuns spiritual, avem și câteva răspunsuri literale, îl dăm pe cel spiritual astăzi, că nu avem timp să mergem la celelalte. Haideți să deschidem la Galateni, capitolul 4, versetul 4, te rog să mi-l proiectez. Acesta este răspunsul cel mai frumos și cel mai corect la care suveranul Dumnezeu a hotărât. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. De ce nu l-a trimis la 1500 de ani după Adam? De ce nu la 2000 de ani pe vremea lui Lot și a lui Avram? Pentru că n-a fost vremea. Și spune Biblia, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a deschis cerul și l-a trimis pe Iisus Hristos pe pământ să ia trup și să locuiască printre noi și să-și aducă lucrarea la bun sfârșit. Acum, noi știm că Dumnezeu a avut un raport de comunicare cu patriarhii, un raport special, cu Avram, cu Isaac, cu Iacob. Dumnezeu comunică într-o manieră specială. După care, știm cu toții că ajung 70 de suflete în Egipt, de acolo sunt eliberați de Moise, sau prin Moise, eliberați de Dumnezeu prin Moise, și Dumnezeu, pe muntele Sinai, lui Moise îi dă o lege. Deci Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacob comunică într-o manieră specială, apoi când ies din Egipt, intră 70 de suflete în Egipt, când se întorc de acolo, se întorc peste 2 milioane, cu tot cu bărbați, femei și copii, și Dumnezeu spune, de acum vreau să vorbesc altfel, vreau să comunic altfel. Cum? Moise, pe munte, acolo vom da o lege. Și prin legea aceasta vreau să comunic cu poporul meu care este numeros. De ce a venit legea? Știți, fraților, eu vreau în seara aceasta și încerc să vă fac să cuprindeți bucuria Harului Divin. Noi dacă nu înțelegem partea cealaltă, partea de când s-a trăit sub lege, sub regulile acelea din Vechiul Testament, noi nu putem să ne bucurăm de Harul lui Iisus Hristos, de Harul lui Dumnezeu. De aceea trecem puțin prin Vechiul Testament. De ce a venit legea mai întâi și nu l-a trimis Dumnezeu pe Iisus înainte de lege? De ce a hotărât Dumnezeu să salveze omenirea după ce a dat legea poporului său, după ce a comunicat, a început să comunice cu poporul său prin lege? Și haideți să citim Galateni, capitolul 3, ne ducem la versetul 18. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, căci dacă moștenirea nu ar veni din lege, căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avram. Atunci, pentru ce este legea? Atenție!
Atunci de ce ai trimis pe Moise pe muntele Sinai dacă legea nu putea să ne mântuiască? Și versetul 19 ce spune, atunci că ce este legea? Și spune cuvântul Domnului, a fost adăugată. Știți ce înseamnă cuvântul adăugat, da? A fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină cine? Sămânța care este Hristos. Versetul 23 spune, versetul 24, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Uitați-vă la versetul 19. Legea a fost adăugată, rețineți, până va veni Iisus Hristos. Versetul 24. Verbul este la trecut. Galateni 3 cu 24. Ne-a fost. Legea ne-a fost, nu ne este, spune ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Cuvântul în original, știm că în Noul Testament este tradus din greacă și în greacă cuvântul îndrumător este cuvântul pedagog. Dacă vă duceți pe dicționarul limbii române, veți vedea că cuvântul pedagog înseamnă o persoană calificată pentru a pregăti copilașii pentru o altă treaptă, pentru o altă clasă. De la grădiniță la clasa 1, de la clasele 1-4 la clasele mai mari. Deci, legea ne-a fost un pedagog, spune cuvântul în original, spre Hristos. Cineva, legea, ne-a pregătit pentru o clasă mai înaltă. Și atunci, legea aceasta, de ce a fost lăsată? Știm cu toții că legea nu putea să purifice. Legea nu putea să curățească păcatele, oricâte jertfe s-ar fi adus pe vremea aceea. Legea a fost ceva rău, Pavel spune în Roman 7:7. Ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Legea a fost foarte bună dacă privim la scopul ei și vă rog să fiți atenți. Legea ne-a făcut conștienți de existența păcatului. Nu e așa că legea spunea să nu poftești? Nu e așa că legea spunea să nu furi? Nu e așa că legea spunea să nu ucizi? Dacă legea n-ar fi spus să nu furi, de unde să știu că n-am voie să mă duc în grădina aproapelui meu și să-mi iau un sac de cartof? De unde să știu că nu pot să... Legea spunea să nu furi. Legea, deci primul scop al legii, era acela de a face conștienți oamenii că există păcat. Că există pericol. Un alt scop cu care a fost lăsată legea este, ne-a făcut conștienți că suntem vinovați, că noi suntem păcătoși. Și s-au chinuit pe vremea aceea oamenii să nu bârfească, cum ne chinim și noi astăzi. Și ai reușit și au reușit și ei o săptămână, două, să nu păcătuiască, să nu bârfească. Dar a venit a treia săptămână când au căzut. Au încercat oamenii pe vremea aceea să fie gentlemen, să fie cinstiți, să fie corecți. Au încercat oamenii să nu fure și au reușit un an de zile. Dar după un an de zile s-a întâmplat să cadă. Și ce s-a gândit omul atunci? Frați și surori, legea spune să nu furi, legea spune să nu minți. Omul când s-a găsit că a mințit și a dat toate silințele să nu facă și a mințit, asta înseamnă că l-a făcut conștient că este păcătos. Legea, frații mei, a fost lăsată pentru că ea ne-a ajutat, și acum mergem la esență, ne-a ajutat să înțelegem că nu putem să ne dezbrăcăm singuri de păcat. Adică nu poate legea să ne purifice. Oricât ne-am chinuit noi, oricât s-ar fi chinuit în vremea lui Moise poporul să facă numai binele, au reușit ei? Niciodată. Pentru că cine se face, spune cuvântul Dumnezeu, cine încalcă o lege, una din porunci, știm că în Vechiul Testament sunt 613 legi. Nu vorbim numai de codul Mosaic, de cele 10 porunci al lui Moise, ci vorbim de cele 613, un pachet de legi lăsate de Dumnezeu. Și cine a călcat una singură din aceste legi se face vinovat de toată legea. Deci, frații mei, legea spune că ne-a fost un pedagog, un îndrumător. Ne-a arătat că noi suntem păcătoși, că există păcat și ne-a arătat că noi nu putem să ne salvăm singuri. Prin forțele noastre, prin capacitățile noastre, prin regulile impuse trupului nostru, noi nu putem să ne salvăm, ci ne-a arătat că avem, aici este frumosul, avem nevoie de un
salvator, de un mântuitor. De aceea a fost lăsată legea, ca Dumnezeu l-a făcut conștient pe om, a vrut să-l facă conștient pe om că nu e în stare să respecte nicio regulă și a spus, voi aveți nevoie de un salvator, aveți nevoie de Iisus Hristos care să vă salveze. Legea ne-a creat această nevoie, ne-a arătat această nevoie. Noi nu putem cuprinde, fraților, bucuria Harului Divin. Nu putem percepe această bucurie care ne aduce sărbătoarea nașterii Domnului, acest Har imens divin al lui Dumnezeu. Noi nu putem înțelege bucuria Harului Divin, la adevărata Lui intensitate, la adevărata Lui valoare, dacă nu am trăit sub chinul regulilor drastice înainte de Iisus. N-ai cum să pricepi. Ce frumos este Harul, este grațierea prin Iisus Hristos, dacă n-ai trăit o vreme sub acele reguli drastice. Am avut un frate care a fost cu noi în anii trecuți, cred că s-a dus în România din cauza că și-a pierdut locul de muncă și ne-a spus că dânsul a trăit o vreme în Israel. Și sâmbăta, ei nu își aprindeau nici măcar lumina acasă, ci dădeau $5 pe vremea aceea unuia să îi aprindă sau să stingă lumina. Și românii erau tare bucuroși că făceau tare ușor câte 5 euro. Știți, reguli drastice. N-ai cum să înțelegi, n-ai cum să te bucuri în inima ta de acest har al lui Iisus Hristos, de libertatea care o ai în Iisus Hristos, dacă n-ai trăit vreodată în acele reguli drastice. Deci, frate și surori, ce ne aduce sărbătoarea nașterii Domnului? Primul lucru, sunt o mulțime de lucruri, eu mi le-am notat astea, bucuria Harului Divin, favoare nemeritată, n-ai meritat, ca prin credință, nu trebuie să umbli un kilometru în genunchi și în mâini, printre stânci și prin deșert, ca să-ți câștigi poziția înaintea Dumnezeu, trebuie să crezi în Iisus Hristos, să crezi în jertfa Lui, e Harul Divin, e Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Al doilea lucru, fraților, sărbătoarea nașterii Domnului ne aduce bucuria egalității. Acum gândiți-vă la păstori. S-a deschis cerul, s-au coborât îngerii și au început să le aducă o veste minunată. S-a născut un salvator, s-a născut un mântuitor. Nașterea Domnului ne aduce această bucurie a egalității între bărbat și femeie, între săraci și bogați, între oamenii cu școală și oamenii cu mai puțină școală, între bolnavi și sănătoși. Noi nu putem să cuprindem această bucurie a egalității. Vă spun lucrurile astea, fraților, pentru că noi ne-am născut în țări creștine. Și mai mult decât atât, ne-am născut în familii creștine. Și noi nu știm ce înseamnă soțul să-și boxeze nevasta în fiecare zi. Noi nu știm ce înseamnă să dormi afară, în frig și în zăpadă. Noi nu știm asta, pentru că ne-am avut harul să ne naștem într-o țară creștină și în familii creștine. Noi nu știm ce înseamnă persecuție. Și noi nu putem să cuprindem această bucurie a egalității, această favoare care o face Dumnezeu prin apariția lui Iisus Hristos pe pământ, decât dacă vreodată am trăit groaza subestimării, groaza batjocorii, groaza lipsei de dreptate, lipsei de valoare. Evreii știu ce înseamnă inegalitate, știu ce înseamnă să fie călcați în picioare, pentru că Hitler a folosit atâtea lagăre și atâtea crematorii pentru ei. Țiganii știu și ei ce înseamnă lipsă de egalitate, pentru că peste tot în lume ei sunt periferia, considerați periferia, împinși lateral. Pocăiții din vremea comunismului au știut ce înseamnă lipsa de egalitate, pentru că au fost băgați cu tâlharii și cu hoții și cu bătăușii. Pocăitul era egal cu hoțul și tâlharul, deși erau oameni serioși, oameni care umblau cu Dumnezeu. Însă greu reușim să cuprindem această bucurie care ne transmite Hristos, această favoare a egalității, bolnavii, sclavii negri. Frați și surori, haideți să luăm câteva exemple din Vechiul Testament. Leproșii, în Vechiul Testament, da? Ei nu puteau să stea în cetate, ci ei trebuia să stea în afara cetății. Ei nu aveau voie să se ducă la templu, să aducă jertfe, ei nu aveau voie să se roage. Ei erau considerați necurat. Când l-au văzut pe Iisus, leproșii, orbi, pentru că Iisus a venit și s-a atins de ochiul orbului,
Deși el era periferia societății, Iisus se atingea de oameni bolnavi care erau scoși afară din cetate. Ei știau să cuprindă și să înțeleagă această bucurie a egalității care o dă Iisus Hristos, apariția lui Iisus Hristos. Femeia în vremea noastră, femeia care are aceleași drepturi cu bărbatul în 2014 în Europa, dar gândiți-vă la o femeie care atunci când se ducea la tribunal pe vremea Vechiului Testament, trei femei la un loc, mărturia a trei femei la un loc nu era atât de credibilă ca și mărturia unui bărbat. Adică un bărbat venea și spunea, am văzut-o cu o fură și veneau trei femei și nu făcea cât mărturia unui bărbat. Maltratate, sclave în casă, ei ar ști și au știut să cuprindă această frumusețe a egalității. Nu avea niciun cuvânt în fața autorităților. Însă când a venit Iisus Hristos și au mers femeile la mormânt, cui s-a arătat pentru prima oară? Și au venit femeile și au zis, Petru, Ioan, Iacov, știți ceva? Ce? A înviat Hristos. Cel puțin 3-4 trebuia să fie, 5-6 ca să văd. Au fugit amândoi la mormânt să vadă ce s-a întâmplat. S-au uitat, da, și-au plecat acasă. Femeia a rămas acolo să plângă și Iisus s-a arătat. Și Iisus s-a apropiat și a început să vorbească. Egalitate. Vă dați seama, în vremea aceea când femeia e considerată sclavă, femeia, sigur, mâncare, tu toată ziua la oale și să faci prunci. Toată ziua, niciun drept altul. Și dintr-o dată vine Iisus Hristos și începe să o lase pe acea, pe Maria Magdalena, să-i spele picioarele, lasă să-i ungă trupul cu un de lemn, să-i pregătească pentru înmormântarea. Ce frumos schimbă lucrurile Hristos! Fraților, haideți să binecuvântăm pe acest Iisus, care ne-a adus această bucurie a egalității. Suntem plecați de acasă în România de ani de zile. Suntem în diaspora. De câte ori nu se face nedreptate? Da? Cine lucrează în ziua de Crăciun sau ajunul sau cum? Miercuri, da? Astăzi. Cine lucra până la 6? Până la 5? Cine? Noi, nu-i așa? Noi. Când trebuie să rămâi 2-3 ore în plus, pe cine cheamă? Deci cât de cât, un pic de... Am înțeles și noi ce înseamnă să fii tratat cu indiferență. Însă, frații mei, Iisus Hristos te aduce această bucurie a egalității. Acum, sigur că noi trebuie să fim foarte atenți și să nu mergem pe extreme. În ce privește mântuirea, în ce privește slujirea, haideți să ne ducem în zilele noastre prin biserică, femeia prorocește, femeia se roagă, cântă în față, mărturisește, îmbărbătează, însă în ce privește rolurile, estimate soții, cu tot respectul, în ce privește rolurile, Dumnezeu a lăsat o ordine clară. Familia unde s-a schimbat rolul și s-a inversat rolurile și femeia a devenit capitan. Familiile acelea sunt îndreptate cu pași repede spre faliment. Praștie! Se dărâmă tot, pentru că Dumnezeu a spus Hristos, bărbat, femeie, în ce privesc rolurile. Însă, noi suntem egali înaintea lui Dumnezeu, spune Pavel, nu mai există parte femească, parte bărbătească, în ce privește harul divin al Dumnezeu, în ce privește mântuirea, în ce privește drepturile care le dă cerul fiecărui om. Fraților, felul în care s-a născut Hristos, îi surprinde și pe cei mari, dar îi uimește și surprinde și pe cei mici. Felul în care s-a născut Iisus sfidează legile tradiționale, puternic îmbibate în mintea societății din vremea aceea. Uitați-vă în Ioan capitolul 7, dacă citim versetul de la versetul 50 la versetul 52, vedem acolo pe Nicodim care intervine la un moment dat și spune, dar e corect ca noi să judecăm pe cineva înainte să facem un proces? E corect să-l batem? E corect să-l aruncăm la închisoare? Versetul 51. Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să ascultă, să știe ce face. Versetul 52. Uitați-vă că aici este esența. Drept răspuns ei, adică fariseii, preoții, cărturarii, i-au zis. Și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Nu putea să conceapă preotul în vremea aceea că Iisus s-a născut. Nu putea să perceapă în vremea aceea că din Galileea, neamurile, există un pasaj bine care vorbește pe Galileea, neamurile considerate periferia societății în vremea aceea. Cum adică din Galileea, neamurilor, acolo unde sunt atâtea neamuri, acolo să se nască Mântuitorul? Mă, Nicodem, ia pune mâna pe carte și începe să citești, să vezi că de acolo nu se naște nimeni.
toată această apariție și această frumusețe a nașterii lui Iisus Hristos sfidează orice, orice tradiție, orice lege, orice regulă din vremea aceea. Irod a rămas uimit de faptul că un împărat se naște într-o cetate neînsemnată. Cum adică? Într-o cetate neînsemnată? Au venit magii și au căutat pruncul unde? Noul împărat unde l-a căutat? La palat. Și n-a fost acolo. Și vedeți cum? Să se nască cineva în afară și a chemat din imediat acolo oameni de știință, oameni lui, preoții, cei mai de seamă. Unde trebuie să nască? În Betleemul din Iudeea. Dar cum să se nască? Dar nu la curte. Dar nu la, la curtea regală trebuie să nască un împărat. Au venit magii de la Ierusalim. Și ei prima dată s-au dus la palat. Așa ne spune Matei, capitolul 2, versetul 1, versetul 2. Însă apoi steaua i-au îndreptat înspre București. Oiesle, magii au venit cu aur, smirnă și tămâie. Și ăștia s-au fi blocat acolo. Zice, uite, steaua aici. Se naște regele? Unde? Unde? Într-un grajd? Și noi am adus atâtea daruri? Acele daruri care reprezintă bogăția, reprezintă preoțimea, reprezintă domnia veșnică. Felul în care s-a născut Iisus îi uimește și pe cei mici. Pentru că, așa cum am spus, păstorii au rămas încremeniți de vestea care li se dăduse. S-a deschis cerul, așa cum am spus, îmi place această expresie, s-au coborât îngerii, au început să cânte, vă aduc o veste bună, s-a născut Salvatorul. Și s-au uitat păstorii la ei. Măi, nu s-a greșit cumva adresa? Nu cumva la templu trebuiau să ajungă îngerii? Noi? Noi nu ne-am parfumat, nu ne-am spălat, noi dormim așa la colibă. La noi s-au arătat îngerii? Nu e o bucurie aceasta din cerul? Hristos Domnul s-a născut pentru toată lumea și a coborât la toate rasele și la toate naționalitățile și la toți oamenii săraci, bogați, așa cum sunt ei. Acum m-am gândit în timp ce studiam acest pasaj la mama, la Maria. Vine îngerul și îi spune, Maria, ești binecuvântată între femei, vei naște un fiu, știi ceva? Fiul acesta va fi mare, el este mântuitorul, salvator întregii lumi și tronul de domnia lui David este al lui. Și acum cu Iosif împreună caută un loc de poposire, un loc unde să nască și ce s-o fi gândit Maria în vremea aceea, în momentele acelea? Ce s-o fi gândit Iosif? A venit îngerul și i-a spus să nu cumva să o lași pe Maria. Dar de ce? Pentru că ce acolo? E mână divină, e Dumnezeu. Nu cumva să faci prostia aceasta. Și Iosif și Maria amândoi cu gândul acesta. Dar cum, Doamne, Tu ai spus că se va naște regele, eliberatorul? Și acum noi unde găsim un loc? Și au mers în stânga și au mers în dreapta și nicăieri. În graj? Ce zbucium o fi fost în mintea acestor părinți, în inima acestor oameni, fraților. Însă misiunea lui Iisus Hristos a fost aceea de a vesti anul de îndurare la cei mari și la cei mici. Asta spune Luca, capitolul 4, frate Evgenie, dacă vrei să proiectezi, versetul 18. Hristos s-a născut și a venit în lume ca să... Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, dar săraci au trecere, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovădesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați. Stimați credincioși, haideți să repetăm. Ce ne aduce nouă sărbătoarea nașterii Domnului? Ne aduce bucuria Harului Divin. Și a spus că nu putem să cuprindem această sărbătoare, foarte greu de cuprins noi, pocăiți născuți în familii creștine și în țări creștine. Trebuie să ne oprim din alegarea noastră, trebuie să ne închidem ochii, să ne concentrăm 20 de minute, să ne gândim numai la asta, ca să reușim să cuprindem acest har, această favoare nemeritată care ne-o dă Dumnezeu. În al doilea rând, sărbătoarea nașterii Domnului ne aduce această bucurie a egalității. Surorilor, bucurați-vă! Pentru că în ochii lui Hristos avem și noi trecere și aveți și voi trecere. Slăviți să fie Domnul! O, ce bucurie la bolnav, la leproș, la orb! Astăzi,
Poate să fie leprosul aici cu noi în biserică, poate să fie omul bolnav de sida, de cancer, nu este necurat datorită bolii sale, este necurat numai în cazul în care are păcat și umblă fără Dumnezeu. Astăzi, la orice oră, seara la 6, te pui pe genunchi, Dumnezeu te ascultă, Hristos te ascultă. Nu trebuie să vii doar la păstor să spui, Domnule pastor, te rog, ajută-mă să ne rugăm, hai, forunce-me pe mine, că eu nu sunt vrednic să mă rog. Nu, nici păstorul nu-i vrednic, nu-i nimeni vrednic. Vrednic este prin, vrednic suntem prin Hristos, trebuie să fie numele Său. Bucuria egalității, o cuprindem, o înțelegem în momentul în care suntem subestimați. Suntem călcați în picioare. Așa vom înțelege această bucurie, poate de care nu ne-am bucurat și n-am profitat în momentul în care vor veni persecuțiile. Și vom fi strânși acolo, așa vom înțelege și vom zice, vai cum ne-am bucurat, nu ne-am bucurat în vremea aceea a libertății. Al treilea lucru, fraților, sărbătoarea nașterii Domnului ne aduce bucuria speranței. Speranță. Nădejde pentru pocăiți. Nădejde pentru cei ce cred în El. Speranță, gândiți-vă la evrei în vremea aceea. Se aflau sub dominația romană. Atunci a venit Iisus Hristos, când erau dominați de romani. Ce biruri plăteau ei și ce taxe. Nu cum plătim noi. Câte un bol la mașină și... No! Plăteau taxe de nu puteau să ajungă până la sfârșitul lunii. Și pe vremea aceea, unicul lucru ce mai aveau, speranță. Și sperau, și sperau, și sperau să vină Liberatorul. Și dintr-o dată, au venit îngerii și au adus vestea cea bună. S-a născut! S-a născut Eliberatorul! S-a născut Salvatorul! Și sigur că cerul încerca să le explice spiritual. S-a născut cel ce vă va libera de păcate, cel ce vă va libera de hoție, cel ce vă va libera de lipsa de pace și de atâtea lucruri. Frați și surori, speranță aduce nașterea lui Hristos pentru magi. Știința reprezentau magii în vremea aceea, dar astea nu erau magicienii ăștia care ghicesc viitor. Nu. Erau oameni înțelepți care studiau astrele, oameni de știință și au venit și s-au închinat la Iisus Hristos. Speranță pentru evrei ca să fie liberați, ca să aibă un salvator, un eliberator. Speranță pentru magi. Speranță pentru femei. Speranță pentru... Aduceți-vă aminte de, nu știu cine pomenea duminica trecută despre Simeon, da? Și Dumnezeu i-a promis că nu va muri până când nu îl va lua în brațe și nu îl va vedea pe Eliberatorul. Oh, mă gândesc la acest om bătrân care toată ziua stătea la templu, toată ziua cu speranța, cu nădejdea că într-o zi Dumnezeu îi va arăta Eliberatorul când l-a luat pe Iisus în brață și l-a binecuvântat, s-a rugat pentru el. În sfârșit, bucuria speranței împlinită, bucuria speranței trăită din plin în inima lui, în sfârșit Eliberatorul, acum pot să mor, nu mai interesează nimic. A venit Eliberatorul, Ana, 84 de ani, o bătrânică, toată ziua postea, toată ziua se ruga, toată ziua era acolo la templu și ea are binecuvântarea să-L cunoască pe Iisus Hristos. Frați și surori, aș vrea să mă opresc aceste cuvinte, amintindu-vă că nașterea lui Iisus Hristos ne aduce bucuria Harului Divin. Nașterea lui Iisus Hristos ne aduce bucuria egalității între săraci și bogați, bărbați, femeie, bolnavi, sănătoși, școlați, neșcolați și așa mai departe. Nașterea lui Iisus Hristos ne aduce bucuria speranței. Și într-o zi, noi știm cu toții că Hristos se va întoarce, să ne ducă acasă. N-avem cum să iubim lumea aceasta. N-avem cum să iubim viața aceasta. N-ai cum să-ți placă sistemul acesta lumesc, păcătos. N-ai cum, dacă îți place, înseamnă că încă sunt probleme de relație cu Dumnezeu, probleme pe verticală cu Dumnezeu. N-ai cum să-ți placă, n-ai cum unui creștin să-i placă lumea aceasta. Noi trebuie să așteptăm cerul. Noi trebuie să-L așteptăm pe Iisus, creștinul adevărat. Se ancorează în Dumnezeu și-L așteaptă pe Domnul. Slăvit să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm în picioare și... să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, pentru că cerul a fost împăcat cu pământul prin nașterea lui Iisus Hristos, prin viața trăită de Iisus, apoi prin sacrificiul făcut de Iisus Hristos pentru fiecare din noi. Și fie ca Dumnezeu în seara aceasta, fraților, să lucreze la inima dumneavoastră, să vă umple de bucurie și, într-adevăr, această naștere, această sărbătoare nașterii Domnului să aducă bucurie deplină în viețile și familiile noastre. E nevoie de mâncare, e nevoie de odihnă, e nevoie de toate lucrurile. Dumnezeu le-a îngăduit.
însă noi trebuie să ne bucurăm din plin de sărbătoarea, de frumusețea sărbătorii nașterii Domnului. Numele Lui să fie binecuvântat în seara aceasta. A schimbat viața noastră, a schimbat prioritățile în viața noastră și vreau să-i mulțumim că trăim atât de liniștiți, trăim atât de bine și de frumos să te duci seara la culcare și cum spune Psalmistul, capitolul 4, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locașul meu. Și de frumos să te duci bucuros la culcare, știind că ești copilul Dumnezeu. Nu știi dacă te trezești dimineața sau nu te trezești. Dacă nu te trezești, înseamnă că Duhul tău, Spiritul tău este la Domnul. Să ai această nădejde, această speranță că tu ești pruncul, ești copilul lui Dumnezeu. Hai, mulțumește Domnului, mulțumim Domnului cu toți împreună pentru frumusețea care El ne-a dăruit. Cu Domnul și darul care El ne-a dăruit. Cu toți împreună ne-a dăruit.